Creșterea prețurilor la energie determină și pe ceilalți operatori de utilități să ajusteze tarifele. Așa este și cazul celor de la SECE Activitatea Goscom S.A. Orăștie, care anunță că începând cu 1 aprilie va crește prețurile la apă și canalizare în zona în care operează. Trebuie să anunț că vom majora tarifele de apă și de canalizare. Nu sunt singurul, dar trebuie să rezist cumva la creșterile mari de prețuri la principalele elemente de cost, în primul rând la energia electrică. Noi suntem consumatori destul de mare de energie electrică, mai ales la stațiile de epurare. Ca atare, trebuie să facem față acestui val de scumpiri. Cam 10% canalizare și 18% apă. În prima fază, pe calculele care le-am avut făcute în luna ianuarie. Mai evident că noi ne vom plia pe această socoteală cel puțin un an de zile, în sensul că toate influențele va trebui să le suportăm din această majorare. Da. Începând de când? De la 1 aprilie. De la 1 aprilie. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri, emisiunea de la A la Z, în care este invitat Fabius Chiseli, directorul Societății Comerciale Activitatea Goscom S.A. Orăștie.